dimineața. Este ora 4 dimineața. M-am trezit acum 2 ore. 2 ore m-am pregătit, am mâncat și ne pregătim să mergem în România. Suntem la aeroport. Am ajuns foarte devreme. Am ajuns cu 4 ore aproape mai devreme. Și așteptăm. Se vede după ochi că sunt nedormită și obosită. Și după voce. Și vocea o am schimbată. Puțin răgușită. Am stat în autocare, că am schimbat vreo 2 sau 3. Am stat în aer condiționat, bătea fix în mine. Abia aștept să ajung. Să ajung în țara mea. N-am mai fost de 3 luni. Mi-e dor de absolut tot. În special de Bobo, cățelușul meu. Și de familie, desigur. Apoi sunt prietenii mai pe ultimul loc. Familia este pe primul loc. Și vin singură, pentru că erul momentan nu are voie să părăsească țara. Știți cât s-a întâmplat, iar el este polițist aici. Vreau să stau cam o lună. Did you hear? I will stay one month. Ba da, vreau să stau cam o lună. Ba da. You will not stay one month. Vrem să cumpărăm o mașină. Da. Vrem să cumpărăm o mașină și... El crede că o cumperi și gata, în 2-3 zile poți să vii cu ea în Turcia. Nu e chiar așa, pentru că avem de făcut o grămadă de acte care o să dureze. În România, oricum, orice durează. În Turcia, de exemplu, când și-a schimbat erul buletinul după căsătorie, pe loc i l-a dat. Mie mi l-a dat într-o săptămână sau chiar 10 zile, nu mai știu. Nu, pașaportul era în 10 zile. Mă rog, lui pașaportul i l-a dat în 3 zile, mie în 10 sau 14. În sumară. About? Ali. Nu-mi place deloc, deloc, dar deloc orașul ăsta. Vin în el doar pentru că sunt nevoită. Doar la aeroporturi vin. Nu mai vin să mă plimb aici. Și nu pentru ce s-a întâmplat în ultima vreme, ci pentru că este foarte, foarte aglomerat. Nu-mi plăcea oricum nici înainte și acum am și mai multe motive să nu-mi placă. Prietenii mei știu. Iar oamenii mi se par că sunt ca niște animale, așa. Dă peste tine, fără să spună măcar un scuze sau ceva. De exemplu, anul trecut, look, I say, anul trecut, așteptam să mă urc în metrobus. Și o femeie sau bărbat, nu mai știu sigur ce era, a dat cu dita mai geanta fix în burta mea. Și chiar m-a durut, sincer. Și m-am gândit în felul următor. Dacă eram însărcinată, eu pierdeam copilul pentru ce? Parcă în România sunt mai civilizați decât în Istanbul. În alte orașe, nu, sunt mai buni oamenii. Noi, de exemplu, stăm în Edirne. În Edirne e un oraș mai mic, liniștit, chiar îmi place acolo. Chiar îmi place. În Istanbul nu aș locui niciodată. Orice alt oraș, dar nu Istanbul. Vin decât de nevoie. În rest e frumos, să-l vizitezi e frumos, dar să locuiești aici nu. Să vă mai dau un exemplu. Noi din Edirne până în Istanbul facem 3 ore și pe drum. Am venit tot așa, de la noi din Edirne în Istanbul. Și de la autogară am luat servisul, iau încă un autocar sau un autobuz mai micuț care te duce până acasă. Am luat servisul. Și cât credeți că am făcut de la autogară până la casa fratelui lui? 3 ore, încă 3 ore. Deci mi se pare incredibil. Sunt distanțele foarte, foarte mari. Nu e de mine Istanbulul. Dacă tot așteptăm, măcar avem o priveliște.
drăguță. Erol a dormit aproape tot drumul. You slept almost all the way. Mm-hmm. Eu nu știu dacă am dormit o oră. Asta este, o să mă odihnesc de seară acasă cu bubuțul meu în brațe. Îmi place foarte mult aeroportul ăsta, chiar dacă este mult mai departe. Îmi place pentru că este mai liniștit și cel puțin acum este mai sigur. Înainte, odată la 3-4 luni, plecam în Turcia, din România. Acum data s-a schimbat. Plec din Turcia în România și consider că e vacanță. Super! Se poate spune că m-am obișnuit, cred. Însă nu am fost niciodată singur afară. Nu mă duc decât în grădină, că am un cățeluș de care am grijă. Și cam atât. Singură încă nu am ieșit, pentru că nu am avut ocazia. Dacă am nevoie de ceva, îl aștept pe Erol să vină de la serviciu sau... Dar nu am nevoie, de obicei, că am de toate. Adică mă pregătesc. Știu că el lucrează, mi-au de toate cozi înainte și mă descurc. Așcum, you will miss me. Aha.